Iată titlurile acestei ediții. Două persoane au murit, iar altele două au fost transportate în stare gravă la spital după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion. Două persoane au decedat, iar altele 11 s-au ales cu mai multe traumatisme după ce microbusul în care se aflau de pe ruta Urhei-Praga s-a răsturnat. Un minor împreună cu tatăl acestuia au ajuns la spital cu mai multe traumatisme după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt autoturism. Grav accident la Cantemir. Un tânăr în vârstă de 23 de ani a murit, iar alte două persoane au ajuns cu leziuni grave la spital. Un bărbat de 60 de ani din Bălți a murit după ce apartamentul său a luat foc. Nereguli depistate de polițiștii de frontieră pe parcursul ultimei săptămâni. Tragedie pe traseul Chișinău-Leușeni. Două persoane au murit, iar altele două se află în stare gravă la spital după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion. Incidentul s-a produs pe 9 decembrie pe șoseaua Chișinău-Leușeni. Potrivit polițiștilor, șoferul automobilului s-a angajat într-o depășire periculoasă și a intrat pe contrasens fără să se asigure că din față nu vine niciun vehicul. Ulterior, acesta s-a izbit violent într-un camion care venea din România. Pasagerii din spate au decedat pe loc, iar șoferul și pasagera din față au ajuns la spitalul din Strășeni. Ulterior, aceștia au fost transportați la spitalul de urgență din capitală. Unele surse media scriu că cuplul rămas în viață planificau să se căsătorească, iar cei doi soți care au decedat urmau să le fie nași de cununie. Șoferul camionului nu a pățit nimic. Poliția va stabili cine se face vinovat de accident. Doi cetățeni moldoveni au murit în urma unui accident rutier produs în România. Totodată, alte 11 s-au ales cu mai multe traumatisme. Tragedia s-a produs pe 10 decembrie între localitățile Borsec și Tulgeș din județul Harghita, România. Toate persoanele se aflau în microbuzul de rută Urhei-Praga și se întorceau spre Republica Moldova. La un moment dat, acesta ar fi derapat de pe traseu, după care s-a accidentat de un stâlp și s-a răsturnat. Accidentul s-ar fi produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La fața locului au fost trimise de urgență o autospecială de stingere, două descarcerări, 5 ambulanțe SMURD și 3 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a intervenit și o ambulanță de terapie intensivă mobilă. Secretarul Serviciului de Informare și Comunicare cu Mass Media al Ministerului de Externe, Alexandru Reutmann, a declarat pentru echipa 902 că bărbatul și femeia declarați morți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Printre răniți este și un copil, dar starea acestuia nu este gravă. Încă 5 persoane s-au ales cu diverse traume și au fost transportați la spitalul din Harghita, dar starea acestora este stabilă. În microbuzul implicat în accident în România se aflau 20 de persoane. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a luat legătura cu rudele persoanelor implicate în accident. Un tânăr de 23 de ani a decedat după ce automobilul cu care se deplasa s-a tamponat într-un microbuz Marfar. Totodată, alte două persoane au ajuns la spital cu leziuni grave. Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 7, în apropiere de localitatea Țiganca, raionul Cantemir. Veniți la fața locului, polițiștii au stabilit că mijlocul de transport Audi, condus de un bărbat de 23 de ani, a ieșit pe contrasens, tapănând frontal un autocamion de model Mercedes, condus de un bărbat de 43 de ani. În urma impactului, șoferul automobilului Audi a decedat la fața locului. A fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a scoate trupul din fiarele mașinii zdrobite. Imediat în teren a intervenit la fața locului o echipă de pompieri și salvatori care au acționat pentru descarcerarea corpului neînsuflețit al șoferului. Mai mult decât atât, salvatorii și pompierii au asigurat la fața locului și paza antiincendiară pentru a evita alte situații de risc. Din cauza poleiului format pe carosabil, în această dimineață, pe mai multe trasee din țară s-a circulat cu dificultate. Un minor împreună cu tatăl acestuia au ajuns la spital cu mai multe traumatisme după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs pe 9 decembrie pe strada Alecu Ruso din capitală. Potrivit polițiștilor, un automobil a ieșit pe contrasens și a tamponat un alt vehicul care se deplasa regulamentar. În mașina accidentată se afla șoferul împreună cu soția și copilul. Femeia nu a pățit nimic, în schimb ceilalți doi membri ai familiei s-au ales cu mai multe traume. La fața locului au venit și două ambulanțe care i-au transportat pe conducător și pe fiul acestuia la spital. Oamenii legii investighează cazul.
Doi bărbați au ajuns azi dimineața la spitalul de urgență după ce autoturismul în care se aflau a derapat de pe șosea. Vehiculul s-a tamponat de parapetul de pe marginea drumului, care s-a rupt, iar în consecință mașina s-a răsturnat într-o râpă lângă gara de sud Chișinău. La fața locului a venit un echipaj al poliției pentru a afla toate circumstanțele accidentului. Unul din pasageri se află în stare gravă la spital. Pacient are 26 de ani, a fost adus la Institutul de Medicină Urgent, imediat i s-au făcut investigații de rigoare, deci în consecință el a suferit un traumatism asociat, adică politraumatism, cu o fractură la mâna stângă și escoriații pe față. Deci evident că va fi internat și va fi supus unei intervenții chirurgicale. Deci, la moment, are loc pregătirea sa pentru internare. Un bărbat de 60 de ani din Bălți a murit intoxicat cu fum după ce apartamentul său a luat foc. Tragedia s-a produs pe 9 decembrie pe strada Dostoievski din orașul Bălți. Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit într-un apartament de la primul etaj al unui bloc de locuit cu două nivele. Bărbatul a fost găsit de pompieri în bucătăria apartamentului în timp ce stingeau flăcările. Pompierii au reușit să salveze și trei adolescenți. Din cauza fumului degajat care a pătruns la etajele superioare, în timpul stingerii incendiului de către echipa de pompieri au fost evacuați din bloc cu ajutorul scării trei minori cu vârstele de 16 și 17 ani. Incendiul a fost localizat de către pompieri către ora 16:45 de minute. Pompierii au avut nevoie de mai bine de o oră pentru a putea lichida incendiul. Persoanele evacuate nu au avut nevoie de ajutor medical. Cauzele producerii incendiului urmează să fie stabilite. În perioada 4-10 decembrie 2017, la frontiera verde și în punctele de trecere, polițiștii de frontieră au notificat 118 evenimente cu documentarea a 120 de persoane care au încălcat legislația frontalieră și migrațională a Republicii Moldova, după cum urmează. 49 de persoane au încălcat regimul de frontieră și cel al punctelor de trecere, 37 conducători auto au încălcat regulile de folosire a vinietelor, 18 cetățeni străini au depășit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, o persoană a prezentat documente falsificate, 11 contravenții cu privire la încălcarea regulilor de transport de pasageri și mărfuri. Polițiștii de frontieră au avut 9 întrevederi cu reprezentanții autorităților de frontieră ale Ucrainei și României, în scopul schimbului de informații și de primire-predare a infractorilor. În punctele de trecere, fluxul de persoane a depășit 314.000 de traversări, dintre care peste 195.000 de treceri ale cetățenilor din Republica Moldova. Inspectoratul Național de Patrulare preîntâmpină conducătorii auto. Astăzi, echipajele de patrulare dotate cu echipamentul de măsurare a vitezei de tip radar vor fi amplasate pe traseele naționale indicate pe ecran. Astfel, Serviciul Infotrafic al Inspectoratului Național de Patrulare recomandă șoferilor să adapteze viteza de deplasare conform regulamentului și condițiilor meteorologice, să echipeze autovehiculul cu pneuri corespunzătoare, să nu parcheze în locurile în care creează obstacole în traficul rutier. Totodată, să manifeste răbdare și disciplină maximă fără abateri de la respectarea regulamentului circulației rutiere.